Ce program are în continuare Simona Halep după ce a fost eliminată în primul tur la Miami de jucătoarea spaniolă Paula Badosa, a scor 6 la 1, 4 la 6, 3 la 6? Prima prezență confirmată la un turneu pe zgură va fi la Billie Jean King Cup. Simona revine în echipa României și va juca în barajul cu Ucraina în zilele de 12 și 13 aprilie. Turneu care va avea loc în Florida, în cadrul Omnia Amelia Island Resort. De asemenea, tenismena din România ar putea să mai participe la un turneu înainte de a juca pentru România. Între 1 și 7 aprilie are loc în Statele Unite întrecerea de la Charleston pe teren cu zgură. În 2022, anul în care avea să fie suspendată, Simona Halep trebuia să joace la Charleston, dar s-a retras în ultimul moment din cauza unei accidentări. Imediat după meciurile din Billie Jean King Cup urmează primul turneu important pe zgură, cel de la Stuttgart, de categorie WTA 500. Competiția se va desfășura între 15 și 21 aprilie.